Acesta este un soi de zmeură, lașca, așa se numește. În această parte de grădină, așa. Doar acest soi am aici, pe toată această parte. Și acum intră pe floare, a început să emite flori și boboci. Este al doilea an. Anul trecut a făcut, dar foarte puțină. Și am pierdut foarte multe plante din cauza că a fost secetă. Ele, în mod normal, dacă sunt udate și au apă suficientă, cresc până la 2 metri, 2 metri jumate chiar. Bineînțeles, au nevoie de susținere. Fac niște zmeuri foarte mari, aproximativ de între 10 grame și 12, depinde. Cam așa arată și frunza. Florile, ele emit flori doar spre vârful plantei, din câte observ, dar și puțin mai jos, deci nu începe de jos, de la rădăcină, și sper ca în acest an să observ și eu mai bine, să văd cât de mari să fac. O să încerc să le ud, chiar dacă acum e sezonul ploios. Oricum, în ceva timp o să bage și boabă. Și o să mai fac un video să vedem cum arată în realitate. Anul ăsta le-am udat de aproximativ 2 ori. Restul au acumulat ele ploaie. Uitați aici jos, sunt niște lăstari noi din planta mamă, care este asta. Observați ce lăstari viguroși. Are un fel de țepi fini. Oricum se poate pune mâna pe ei. Nu înțeapă, doar ele se apără de insecte, probabil. Alți lăstari noi, fiecare plantă, aia mi-s câte 2 drajoni sau 3, 4, 5 sau chiar mai mulți. Uitați aici, cum să zic, o singură plantă cât s-a putut să emită. Oricum, eu dacă vreau pot să-i scot și să îi replantez în locuri în care n-am ieșit, dar nu mă grăbesc. Probabil la toamnă. Sau voi vedea cum voi proceda. Ia să mai vedem sus aici. Frunzile. Așa. Au o formă interesantă.
Oricum aduce spre rotundă frunza. Asta indică că fructele ar fi mari, dar nu neapărat. În cazul zmeului. Dar această plantă, din câte am citit pe site-ul de unde le-am procurat, spunea că ele se fac foarte mari sau că sunt aproape cele mai mari fructe. Acum un an și ceva. Ele trebuiau să fie foarte mari, foarte viguroase, dar datorită condițiilor, a căldurii permanente și fără ploaie, au stagnat într-un fel. Anul ăsta văd că s-au dezvoltat puțin mai bine și sper să o scot la capăt cu ele în acest an. Adică să le ud, să crească noi lăstari cât mai mult. Uitați, de exemplu, aici a fost un băț de zmeur. A, acesta este. Acesta de aici. Ba nu. Dar a căpătat mulți drajoni. Au rămas în pământ și au ieșit. Acum au ieșit foarte mulți. După cum văd eu aici, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. E bine. La o singură tufă. Aici de asemenea la fel. Foarte mulți ieșiți. Acesta este un soi foarte dulce și foarte mare. Fructele sunt foarte gustoase. Uitați cum arată și lemnul matur la acest soi.